Poate părea surprinzător, dar odată aflați în zona Madridului, puteți auzi nu doar muzică românească, ci și știri din țară pe lungimea de undă a unui post de radio madrilen. Mai mult decât atât, dacă vorbiți românește pe stradă, e posibil ca cineva să vă ofere publicația Român în lume, tipărită tot la Madrid. Proiectul, care la început l-a părut celor din jur utopic, aparține lui Alin Alexandru Mercaș, Cristina Lincu și Cristina Mușat, trei tineri care au avut curajul și răbdarea să găsească sponsori pentru casete, reportofoane și tipar. De mai bine de un an și jumătate, munca pe care o depun în cadrul radioului este voluntară, iar publicația Român în lume se distribuie gratuit în 25.000 de exemplare. Surprinzător, ascultam un post de radio foarte cunoscut aici în Madrid și la un moment dat interferențe, soartă, noroc, voia lui Dumnezeu. Era frecvența foarte aproape. Chiar nu știm ce s-a întâmplat. Frecvența a fost foarte aproape. Am verificat să văd dacă la aparatul pe care ascultam de radio, dacă există cumva o casetă sau un CD, pentru că apăruse muzică românească și vocea unui bărbat vorbind românește și spunând foarte des despre noua apariție a emisiunii Român în lume. Alin Alexandru Mercaș a făcut primele două emisiuni singur, iar Cristina Mușat a sunat pe vremea aceea o ascultătoare. Ca să-mi facă niște rectificări tehnice, pentru că ea lucrase la radio, habar n-avem. Am mers la un radio pe Comunitatea de Madrid, care acoperea zona Madridului și cum nu știam nimic de radio, m-a sunat la radio și mi-a spus, vezi că nu e bine așa, ar trebui să faci așa, așa și până la urmă a rămas să ne întâlnim, să vorbim despre emisiunea radio, în speranța că va putea să ne ajute într-un fel. După aceea ne-am întâlnit toți trei, am stat de vorbă și ne-am hotărât să începem, practic, întregul proiect într-o formulă nouă. Știrile cu și despre român sunt transmise și în limba spaniolă. Hola, soy Juan Antonio, les presento el último resumen de las noticias de Rumania. Comunicarea se face și în limba spaniolă, tocmai în ideea de a nu forma o cultură de ghetou și ideea ca spaniolii sau cei care nu înțeleg limba română să aibă acces la cultura românească, să ne înțeleagă, să afle cât mai multe informații despre noi. Implicarea Român în lume a fost în numeroase acțiuni, una dintre cele mai recente fiind concertul Phoenix organizat de Ziua Europei. De asemenea, susțin echipa de fotbal românească. Aceasta a câștigat 3 ani la rând campionatul regional. În afară de emisiune și de ziar, noi avem și o pagină de internet la www.românînlume.com și organizăm tot lunar, de mai bine de un an iarăși, petreceri românești, numai cu muzică românescă, cu concursuri, cu surprize și așa mai departe, unde vin între 200 și 400 de români. Implicarea Român în lume a fost în mai multe acțiuni, concerte, de asemenea sunt acțiunile sportive la care încercăm să ne implicăm și să susținem sportivii români de aici, din comunitatea de Madrid. Există o echipă de fotbal în Arganda del Rey, am fost alături de ei, le-am luat interviuri, le-am făcut diverse cadouri, chiar ne-am făcut surpriza plăcută de a purta la diverse antrenamente tricouri Român în lume. Mai mult decât atât, acum pregătim mult anunțat aici la noi, în sfârșit va vedea lumina tiparului o carte, o antologie de poezii scrisă de românii care locuiesc aici în Spania. O avem posibilitatea să o publicăm bilingv și în română și în spaniolă, cu dorința de a o distribui gratuit cât ori mai multe biblioteci, atât din de acasă, din România, dar și de aici, din Spania. Echipa Român în lume a jucat un rol important în finalizarea proiectului primei secții de carte românească deschisă la Biblioteca Națională a Spaniei. Ei speră ca aceasta să fie de folos atât românilor care trăiesc în Madrid și copiilor lor, dar și spaniolilor interesați de cultura românească. Efectul este pe viitor, pentru că fiecare român care vine aici vine cu gândul să se întoarcă la un moment dat acasă. Cu toate că asta nu se întâmple repede. Și atunci o să vină copiii, cei care vor fi doritori să citească în limba română. Și eu văd Biblioteca Românească cu efect doar după minim 5 ani de zile, când cei care o să meargă să închirieze către la bibliotecă să fie copiii celor care acum muncesc. Cristina Lincu și Alin Alexandru Mercaș sunt membrii ai Asociației Româno-Ispană România,
care a inițiat și a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect. Departamentul Românilor de Pretutindeni al Guvernului României a susținut această inițiativă. Acest proiect l-am început în luna aprilie, după o lectură pe care am avut-o a lui Don Quixote într-o bibliotecă din Madrid. Atunci am propus acele biblioteci dacă s-ar putea să înființăm o bibliotecă românească în Madrid. Am fost foarte de acord și de atunci a început această aventură care se termină azi prin această inaugurare a acestei biblioteci. Fondul de carte românească de la Biblioteca Antonio Mingote din Madrid este de aproximativ 1200 de volume, enciclopedii, clasici, dicționare, albume despre România și, cel mai important, există o secție pentru copii care le oferă manuale, cărți școlare, CD-uri și DVD-uri. La inaugurarea Centrului Cultural au fost prezente oficialități din România și din Spania. Cu această ocazie, ei au asistat la un spectacol de la care n-au lipsit versurile, muzica și dansurile tradiționale românești. Am inaugurat această bibliotecă care este extrem de importantă pentru prezervarea identității românilor din Spania, o chestiune pe care românii de aici și-o dorau de foarte multă vreme. Inaugurarea a fost făcută împreună cu directorul general pentru biblioteci și arhive din cadrul comunității madrilene, care a sprijinit foarte mult acest proiect. De altfel, este bine să spunem, biblioteca face parte din circuitul bibliotecilor publice din Madrid și sunt convins că va avea foarte mult succes, cu atât mai mult cu cât există și o secțiune dedicată copiilor. A fost un prilej deosebit, am ascultat și poezia românească la 3000 de kilometri de România și muzică folk românească. A fost o ocazie deosebită, au fost mulți români din Spania, au fost și oficialități spaniole, ambasadorul României la Madrid. Autoritățile spaniole s-au arătat interesate de proiectele inițiate de români. Din septembrie, o sală a bibliotecii este deschisă asociațiilor românești pentru organizarea manifestărilor culturale. Esta colección cumple un papel muy importante en dos vertientes. En primer lugar, yo creo que es importantísimo que los ciudadanos españoles, particularmente los de la ciudad de Madrid, puedan conocer la cultura rumana y conocerla en la lengua rumana. Es importante que la conozcan y que vengan a un centro cultural por excelencia como puede ser una biblioteca. Y además de eso, creo que es un elemento integrador de primera magnitud. Los rumanos, que son mayoría en esta población de Latina, en este popular distrito de Madrid, van a poder acercarse a un centro cultural como es esta biblioteca, para estar informado, para leer publicaciones en su lengua materna en rumano. Además, establecerán relaciones porque con el resto de ciudadanos españoles, pensando que en el ámbito cultural es quizás donde con mayor facilidad se pueden establecer las relaciones entre las personas. Inaugurarea bibliotecii este un argument în plus al bunelor relații dintre cele două state. Mai mult, în ultima perioadă a fost semnat un tratat important pentru comunitatea românească din Peninsula Iberică, recunoașterea în Spania a permiselor de conducere românești. Iar în scurt timp, românii care vor dori să muncească în Spania nu vor mai avea nevoie de permise de muncă. Mai mult, anii lucrați în străinătate vor fi recunoscuți ca ani vechime în cartea de muncă. Timpul petrecut în Spania a însemnat și un bun prilej de a cunoaște locuri noi și oameni minunați. Suntem echipa Român în lume și urmăriți TVR Iași! Chiar dacă pentru o vreme Spania poate fi tărâmul făgăduinței, românii pe care i-am întâlnit acolo mi-au arătat cum e să fii cu adevărat acasă și totuși la mii de kilometri depărtare.